Între nebunie și inconștiență criminală, așa ar putea fi descrise imaginile incredibile surprinse la intrarea pe Autostrada Soarelui dinspre Constanța spre București. Zeci de șoferi au fost filmați în timp ce circulau pe contrasens, punând în pericol traficul. Au refuzat practic să stea în coloană într-o zonă în care două mașini se tamponaseră. Poliția a identificat pe o parte dintre cei implicați și anunță că le va reține permisele pentru 60 de zile. Suntem pe nodul rutier dintre autostrăzile A4 și A2, pe sensul care merge de la Constanța spre București. Camera de bord care filmează aceste imagini indică ora 17:59 de minute. Apar primele două autoturisme care circulă pe contrasens. Ce faceți, mă? Peste câteva sute de metri, alte mașini sunt oprite neregulamentar pe prima bandă, printre ele și un taximetru. Un minut mai târziu, un microbuz este filmat cum vine pe banda de urgență înspre șoferul care filmează. Alte trei autoturisme îl urmează. Situația se complică în dreptul indicatorului care anunță intrarea pe A2. O limuzină circulă pe prima bandă a șoselei, în sens opus și împotriva regulilor. Pentru trafic este un risc major. Mai departe, o mașină mică taie șoseaua. Pe banda de urgență sunt alte autoturisme oprite. Acesta este momentul în care șoferul începe să se teamă. Pe stânga și pe dreapta, înspre el, vin zeci de vehicule, pe o șosea unde, în mod normal, se merge doar înainte. La un moment dat, o mașină îi taie calea. Am întors în mijlocul străzii. Doamne, maica Domnului! Kamikaze! Am numărat pe puțin 100-110 mașini care făceau chestia asta. Îmi întorceau brusc, tăiau calea oricui, numai să întoarcă și ei din timp. Și era să-l lovesc la un moment dat pe unul dintre cei care s-au întors. Asta e drumul spre București, deci n-am văzut kamikaze ca ăștia în viața mea. Doamne! Toți acești șoferi care încalcă regulile de circulație încercau să ajungă la ieșirea de pe autostrada spre Constanța. Au întors după ce, pe sensul spre București al autostrăzii, o tamponare între două mașini blocase traficul. Au avut foarte mult noroc. Și ei, cei care au făcut această manevră, și ceilalți care veneau de pe contrasens. În mașină se moare foarte ușor. A existat un prim ins care a făcut manevrele astea năucitoare pe Autostrada Soarelui. După el s-au luat și ceilalți, ca să nu pară mai prejos. Acești inși, în calitatea lor de șmecheri naturali, au creat această situație din asfalt, fără niciun fel de circumstanță. Traficul pe autostradă este monitorizat de camerele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În mod normal, cineva ar fi trebuit să se sesizeze și să intervină. Cât durează filmarea făcută de șofer, nu apare niciun echipaj de poliție. Acum, Poliția Română anunță că o parte dintre cei care au mers pe contrasens au fost identificați și vor primi sancțiuni. Aceștia au motivat faptul că pe autostrada A2 au observat că este un eveniment rutier și circulând pe acea bretea care face legătura între autostrada A4 și autostrada A2, s-au gândit să întoarcă și să circule pe contrasens pentru câteva sute de metri pentru a evita o eventuală aglomerație. Potrivit codului rutier, șoferilor care circulă pe contrasens și pun în pericol traficul, li se suspendă permisul de conducere pentru 2 luni. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.